Joi 23 iunie, la ora 9, prefectul județului Neamț, Niculina Dobrila, a convocat consilierii locale aleși la scrutinul din 5 iunie pentru constituirea noului Consiliu Local. Potrivit articolul 30 al alineatul 1 de legea administrației publice locale nr. 215/2001 și articolul 2 și articolul 3 al alineatul 1 de regulamentul cadrul de organizare și funcționare a consiliilor locale, la ședința de consiliere pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum și primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. Am înțeles din discuția cu domnul primar că urmează cursul zilei de astăzi să se țină ședința pentru validarea funcției. În conformitate cu prevederile legale menționate, semnatul Roman Constantin, șef serviciul pașapoarte din cadrul ședinței de prefect, mi-a fost interzis să reprezint pe prefect la ședința de consiliere a Consiliului Local prin ordine numărul 221 din 21 iunie 2016. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local urmare desfășurării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. Potrivit articolul 30 al alineatul 2 de legea administrației publice locale nr. 215/2001 și articolul 1 al alineatul 2 de regulamentul cadrul de organizare și funcționare a consiliilor locale, ședința este legal constituită numai dacă la aceasta participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși. Vă rog pe doamna secretar să facă apel nominal al consilierilor aleși. La apelul nominal făcut de secretara Consiliului Local Cordun, Maria Mărtinaș, se constată prezența a doar 9 din 15 consilieri locali, număr insuficient pentru realizarea cvorumului legal constituirii noului legislativ de la Cordun. Antic Ioan, absent. Diaconul Adrian, absent. Dumitroana Maria, absent. Hazi Gheorghe, prezent. Lepădatul Silviu Adrian, prezent. Mane Ioan, absent. Mărți Claudiu, prezent. Muraru Mariu, prezent. Pascal Dumitru, prezent. Căuleț Pavel, prezent. Ruginostul Gheorghe, absent. Păiarul Nicolae, absent. Tancău Răzvan, prezent. Tiron Ioan, prezent. Voicu Claudiu Constantin, prezent. Sunt prezenți 9 consilieri din 15. Reprezentantul legal al prefecturii la ședința de constituire a Consiliului Local de la Cordun a dus la cunoștința consiliorilor liberali prezenți la ședință prevederile legale în materie de constituire a noului Consiliu Local. Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați. Ca atare, ședința este legal constituită dacă se realizează următorul cvorum. 15 fiind numărul membrilor Consiliului Local, pentru cvorum, pentru a asigura legalitatea ședinței, este necesar să se participe un număr de 10 consilieri. Ca atare, apreciez nu poate să fie constituit Consiliul Local. Astăzi, voi informa pe doamna prefect, urmează să emit un nou ordin cu privire la convocarea consilierilor locale. Reprezentantul prefecturii, Constantin Roman, a luat legătura telefonică cu prefectul Niculina Dobrilă, care a raportat situația politică apărută. Transmitem procesul verbal prin Fostul primar Adrian Diaconu, lider al PSD Cordun, a declarat că formațiunea politică pe care o conduce nu dorește să boicoteze înființarea noului Consiliu Local, ci doar să negocieze o funcție de viceprimar pentru a putea continua proiectele în derulare. Este vorba de investiții de 8 miliarde de lei stopate, declară acesta, de către consilierii liberali în ultima lună.